Peste 400.000 de persoane lucrează oficial în industria videochatului din România. Potrivit ANAF, sunt înregistrate în jur de 5.000 de firme în acest domeniu. Fiscul deja poate obține toate informațiile despre veniturile acestor societăți, sumele de bani câștigate putând fi văzute prin intermediul băncilor. Aceasta este prima confirmare oficială în legătură cu fenomenul videochatului din România. Până acum existau doar estimări privind industria care, cel puțin din perspectiva numărului de persoane care activează în acest domeniu, este de peste 2 ori mai mare față de domeniul IT. În ultimii ani s-au apărut aceste modalități de obține bani prin diverse platforme online și noi, ca și fisc, trebuie să ne adaptăm și să urmărim fluxurile și veniturile care se obțin pe diverse platforme, inclusiv de această natură. Se vorbește undeva de câteva sute de mii de persoane care desfășura activități, nu care lucra efectiv cu carte, nu care desfășura activități în acest domeniu. La sfârșitul lunii mai este termenul de depunere a situațiilor financiare pentru toate societățile din România. Și chiar o să urmărim cu multă atenție ca societățile care desfășoară acest gen de activitate să vedem care este cifra lor de afaceri, care este numărul de angajați, de colaboratori, ca să ne putem face o idee corectă despre acest fenomen. Și noi bănuim și din informațiile pe care le avem și la fel cum a scris și presa, că sunt și persoane fizice, cumva individuale, care activează pe acest gen de platforme.